Salut, mâna, distinse domnice, am onoarea să vă salut, stimați conaționali, am onoarea să vă salut, distinși militari din Forțele Armate Române, am onoarea să vă salut, rezerviști ai Armatei României. Militari în Forțele Armate Române sunt în jur de 72.000 de bărbați și femei care poartă cu demnitate uniforma înaintașilor. În același timp, în rândul rezerviștilor, numărul se împuținează. Se pare că au mai rămas în jur de 76.000, dar dintre ei, 20.000 au experiența 3 teatre de război, cele derulate în spațiu ex-iugoslav, afgan și irachian. Pentru a discuta despre carei, am făcut două opțiuni. În primul rând, am ales ca imagini de ilustrare, imagini care arată că armata română, de-a lungul vremii și îndeoseb la carei, a fost una a ofensivei și mai puțin a depunerilor de coroane de flori, cum cred unii politicieni de azi. Armata română trebuie salutată cu mâna la inimă de fiecare civil, pentru că ei reprezintă militarii de astăzi, pe cei care au căzut la datorie înainte și unii în țintirime nu au decât o cruce și nici măcar un nume. De aceea am invitat aici pe colonelul Dr. Florin Șperlea, redactorul șef al săptămânalului Observatorul Militar, pe care puteți citi pe presamil.ro. Bine ați venit din nou la 6TV, domnule colonel, am onoarea să vă salut. Vă mulțumesc pentru invitație, am onoarea să vă salut și eu și dați-mi voie să le spun și eu la mulți ani tuturor celor care au slujit sau slujesc țara sub drapel, fie că sunt în uniformă armate române, fie că sunt civili, pentru că de foarte multe ori pe acești civili uităm atunci când salutăm și sărbătorim Ziua Armatei României. Foarte bună nuanțarea dumneavoastră, mai ales că înainte de a veni în emisie am primit un mesaj frumos de la Svetcu Cecilia, care este colega noastră, o domniță de o sensibilitate aparte. În același timp, la 6TV, pentru prima oară, iată la un debut, un jurnalist tânăr de la jurnaliștii.ro, Sebastian, bine ai venit! Bună ziua! Sebastian Rusu! Da, Sebastian Rusu. Ești român 100%. Da, sunt român 100%. Doar că mă cheamă Rusu și eu nu prea cunosc limba rusă. L-am invitat pe Sebastian Rusu pentru că îmi place modul obiectiv în care își redactează materialele, capacitatea lui de a reaminti cititorilor și ceea ce a fost înainte de un eveniment, lucru mai rar în presa românească, și o face cu echidistanță. Avem pe ecran acum o imagine care ține de un anunț a ceea ce a fost în momentul respectiv ziarul România Liberă. Pornind de la acest anunț, distinsule doctor Florin Șperlea, sunteți un istoric cunoscut pentru intervențiile deosebit de interesante din revista Historia, vă rog să ne faceți împrejurarea în care la 25 octombrie 1944 a avut loc acest eveniment. Discuția despre 25 octombrie 1944 e firesc să înceapă la 23 august 1944, atunci când România decide să treacă de partea Coaliției Națiunilor Unite. Important subiectul, nu să fac acum o amplă prezentare a situației, dar e important acest eveniment pentru că, de fapt, se spune, în special în istoriografia sovietică, dar și în istoriografia rusească de astăzi, că... E vreo deosebire? Uneori, bună observație, nu văd nicio deosebire, pentru că e o continuitate a minciunilor care pe mine mă spăimântă totuși, fiindcă e clar că nu e vorba de recunoaștere, ci de cu totul altceva, manipulare, propagandă, pentru că se spune că această capitală a fost eliberată de Armata Roșie, ceea ce este fals. Armata Română era stăpână pe capitala țării atunci când trupele rusești au intrat aici și, lucru foarte important, toată acțiunea din Transilvania, deci până la Carei, care este la 25 octombrie 1944 eliberat, toată acțiunea a fost posibilă, toată această acțiune amplă, ofensivă, împreună cu frontul 2 ucrainean, sigur trebuie să spunem lucrul acesta, alături de sovietici am luptat în Transilvania pentru eliberarea ei, toată acțiunea aceasta deci a fost posibilă grație acoperirii strategice a Carpaților, deci a asigurării căilor de acces dincolo de Carpați, astfel încât ofensiva în Transilvania s-a desfășurat în condiții foarte bune, sigur cu pierderi foarte mari. Îngăduim o mică paranteză. În mod paradoxal, acum în Donbass vedem un alt front ucrainian.
Da. Și bun. S-a putea tot al doilea, da, da, pentru că primul a fost în Crimea, știi? Da, și cu, iată, cu o discuție care reverberează până astăzi, apropo de parcul din centrul capitalei, dar o să reluăm poate cu alt prilej. De ce este important 25 octombrie 44, dacă mi îngăduiți doar în câteva minute să explic, n-a fost întotdeauna Ziua Armatei Române. Ziua Armatei Române, de fapt, n-a existat. Se sărbătorea Ziua Regelui, care era și Ziua Națională, 10 mai, amintind de momentul 1866, când domnitorul Carol I este proclamat principe. Și apoi, pentru arme și specialități, se sărbătorea patronul spiritual al armei respective. Infanteria, de pildă, nu l-a avut pe Sfântul Gheorghe, ci Sfinții Mihail și Gavril. Sfânta Varvara era protectoarea elevilor din școlile militare. Sigur, aviația și... Te întrerup un pic, da, pentru că amândoi am avut o satisfacție. Imaginile care au debutat pe ecran arată, dintr-un film dedicat momentului Carei, arată ce trăiește fiecare ofițer la început. Primul porhart, primul pluton, prima comandă, primele grupuri aflate în subordine. Cine n-a trecut prin asta nu poate fi ofițer, chiar dacă unii folosesc sintagma ofițer acoperiți. Ofițerul Armatei Române este cine a comandat pluton, companie. Cine n-a trecut pe acolo, să se ducă acolo unde se asigură o caserie pentru alte misiuni, și ele importante, dar nu în Armata Română. Da, m-ați detenat ușor să fiu nostalgic pentru primele momente de ofițer în Brigada 30. Vreau să depun mărturie că ați fost la venirea în presa militară un ofițer extrem de demn, extrem de sever cu sine însuși. Sper și asta și mi-a rămas. Atras... Cum? Sper că am și rămas. Da, dar era o distinție între cei care aveau alte evoluții anterioare și noastră, care, da, știa ce înseamnă plutonul. Cine nu știe ce înseamnă soldatul pe post de camarad, nu este ofițer. Așa este. Observație foarte importantă, mai ales că atunci încă era stagiul militar obligatoriu și deci relația aceasta cu soldații în termen era, aș spune, cu totul specială. Vreau să revin spunându-vă, deci n-a fost întotdeauna Ziua Armatei Române. Din 1951, Ziua Armatei, sigur, în condițiile instaurării regimului comunist, este ziua de 2 octombrie, pentru că se sărbătorea acceptul pe care Stalin îl dăduse la 2 octombrie 1943 înființării diviziei Tudor Vladimirescu. Divizia Tudor Vladimirescu a fost socotită inclusiv de Bodnaraș, care era ministrul Forțelor Armate, ca fiind modelul de construire a noi armate populare, armate a regimului comunist. Și lucrul acesta s-a schimbat în 1958. Să ne amintim, în 1958 sunt retrase trupele sovietice, se retrag trupele sovietice din România. Deci România intră cumva pe un alt făgaș și în 1959, la doar un an după aceea, se alege această dată, iată, valabilă până și astăzi, pentru că ea marca într-un fel, pe de-o parte, această acțiune eminamente românească în contextul frontului româno-sovietic din Transilvania pentru eliberarea Careiului, iar pe de altă parte păstra în continuare această colaborare cu Uniunea Sovietică, deci nu s-ar fi putut spune că este o erezie, dar într-un fel decizia aceasta în 1958 e importantă pentru că marchează de fapt o primă ruptură până la declarația de independență a Partidului Comunist față de Partidul Comunist Bolșevic al RSS, este o primă ruptură, o primă naționalizare, dacă vreți, a propriei noastre istorii. Și i-a rămas oricum până astăzi, pentru că până la urmă, ceea ce vreau să subliniez, chiar dacă, repet, ea este marcată din 1959 încoace, în primul rând, pe primul palier, poate cel mai important, de fapt, înseamnă respect, prețuire pentru tot ceea ce a însemnat jertfa celor aflați pe câmpul de luptă pentru eliberarea provinciilor istorice românești. Și aici noi sigur vorbim despre Transilvania, dar eu mă gândesc și am în vedere și în minte întotdeauna, când spun provinciile românești, ați observat pluralul, mă refer și la Basarabia și Bucovina, chiar dacă sigur întâmplările și evoluțiile postbelice ne-au văduvit de aceste două teritorii. Însă, până la urmă, e important de subliniat că această armată, în raport cu precizările din Convenția de Armistițiu din noaptea de 12-13 septembrie 1944, care ne impunea prezența pe câmpul de luptă a cel puțin 12 divizii, permanent Armata Română a avut peste această cifră și efortul militar, nu mai spun de cel financiar și în privința resurselor de tot felul, a fost foarte mare, ocupând un
bine meritat loc 4 în tabloul Coaliției Națiunilor Unite. Sigur că asta n-a însemnat, din păcate pentru noi, la masa păcii o soluție favorabilă, pentru că România a fost socotită stat învins. Dar în esență, 25 octombrie rămâne pentru militarii de astăzi, dar și pentru cei care prețesc armata română, rămâne un model al jertfei și al luptei pentru propriile provincii istorice românești. Stimate conaționale, Sebastian Rusu, ați ascultat mărturia unui colonel care este un ofițer pornit de jos, un istoric militar recunoscut pentru cărțile sale, un fiu adoptiv de suflet al istoricului Florin Constantiniu și în același timp redactorul șef lucid al Săptămânii Armatei României, observatorul militar. Dumneavoastră veniți dintr-o zonă a presei pe care o dorim și independentă, și puternică, și corectă. Ca un simplu cetățean al României, cum vă raportați, cu alte cuvinte, cu limbajul dumneavoastră, cu motivațiile dumneavoastră, la această zi, 25 octombrie? Mai înseamnă ceva 25 octombrie pentru tinerii de azi? În primul rând trebuie să specificăm că, dincolo de simbolistica oficială, ziua armatei și tot ce a însemnat efortul pe care armata română l-a dus atât în campania din Est, cât și campania după 23 august 44 până la 9 mai 1945, când se încheie cea de-a doua conflagrație mondială, astăzi cred că în rândul tinerilor mai își păstrează o valoare, fiindcă armata în acești ani de tranziție, în acești 27 de ani de tranziție, că eu cred că încă suntem într-o perioadă de tranziție către un regim, o consolidare a unui regim democratic, că încă suntem într-o fază tranzitorie post-comunistă, reprezintă încă un pilon de stabilitate și de încredere. Și vă spun acest lucru fiindcă am văzut în anii ce au trecut și recent cunoștințe și știri apărute în spațiul online, foarte mulți tineri încă sunt deciși și participă la recrutările anuale care se fac de către Ministerul Apărării Naționale pentru a deveni militari angajați pe bază de contract. Ceea ce ne ridică la fileu o minge, să spun așa, în sensul că trebuie să nu ne pierdem, indiferent că suntem sau am făcut sau nu am făcut stagiu militar, încrederea în ceea ce reprezintă armata în ansamblul ei, cât și în raport cu societatea românească. Astăzi, de ziua armatei, cred că armata o găsim într-un moment foarte important al istoriei noastre recente, în sensul că suntem membri NATO, avem o armată profesionistă, o armată care, în ciuda unor deficiențe, mă refer la tehnica militară, și-a dovedit capabilitățile și ceea ce înseamnă ca simplu civil, ceea ce și randamentul în câmpul de luptă, în misiunile pe care le-am îndeplinit cu succes în Kosovo și în Afganistan. În momentul de față suntem în Afganistan o prezență... Am fost și în Irak. Și în Irak, da. Batalioane succesive. Exact. Și în Irak, chiar, dacă nu mă înșel, lângă Kirkuk au fost pentru prima dată armata română, după ce la doilea război mondial a trebuit să riposteze cu foc, când un convoi militar a fost atacat de către rebeli. De către rebeli irachieni. Și cred... Dar am vă întrerup un pic pentru că a simțit nevoia tot de la dumneavoastră să ne faceți o paralelă între Biserica Ortodoxă Română, instituția bisericii și instituția armatei, pentru că în contextul european actual, dar și cu influențele internaționale cunoscute, în sondajele de opinie, armata și biserica ocupă primele două locuri. Armata pentru că se simte un pericol la granițe, biserica pentru că poporul nostru este în majoritatea lui credincios. Cum percepeți această realitate? Păi, în primul rând, armata și biserica, în opinia mea, se întrepătrund. Una fără cealaltă nu s-a putut, fiindcă biserica a fost alături de armată pe toate câmpurile de luptă. Și există instituția preoților militari. Exact, asta vreau să... Există această instituție și preoții militari au avut un rol deosebit. Și aici mă refer și pe ce a însemnat campania din Est, cât și campania de pe frontul de Vest. Preoții militari și, în general, biserica a fost o prezență activă, cât în al doilea război mondial, cât și ulterior, după regimul comunist, fiindcă după Revoluția din decembrie 89, biserica română, cred că a intrat în,
într-un proces firesc de adaptare la realitate. Și a recâștigat aerul exact. De libertate necesar. Da, și libertatea și totuși rămâne un... Vrem, nu vrem, eu nu sunt un critic al bisericii, cum sunt alți colegi de-ai mei de breaslă, eu nu critic biserica, fiindcă sunt credincios și consider că rolul bisericii trebuie să fie foarte bine delimitat în stat, fiindcă o societate fără credință și fără, fără un reper moral nu se poate construi în momentul de față. Ne pierdem busola. Și în momentul de față, pilonul principal rămâne armata, cum a spus și dumneavoastră, alături de biserică. Vrem, nu vrem, sunt cei doi piloni pe care putem să construim democrația, că tot ne chinim. Mi-a plăcut ce a spus, altfel ne pierdem busola. Dar apropo de faptul că militarii nu își pierd busola, militarii profesioniști, eu nu uit cuvintele. Jur să mă apăr țara, chiar cu prețul vieții. Cine n-a ținut mâna pe drapel, cine n-a făcut acest jurământ, uneori, din incultură, din prostie, din aroganță, din indiferență, din acea superioritate care se bazează pe nimicnicia umană, nu înțelege sensul acestor cuvinte. Da, este foarte corect, a spus punctul pe I. De altfel, să ne amintim că jurământ, formula jurământului, că de acolo ați citat, jurământul militar este pentru militari un legământ sacru. Acolo apare și formula jur credință patriei mele România. Este, iată, apropo de ce spunea Sebastian, credința apare și aici, dar într-un sens, sigur, inițial, poate religios, dar în esență este vorba despre o dăruire care este mai presus de un simplu cuvânt. Însă jurământul chiar a avut loc zilele acestea, inclusiv astăzi, și s-a depus jurământul de către cei din instituțiile militare de învățământ din țară. Și e o senzație particulară, fiindcă aminteați la începutul emisiunii despre acest sentiment al ofițerului care comandă pentru prima oară un pluton. Ei bine, și pentru mine vă mărturisesc jurământul, pentru că eu am depus jurământul în prima oară în liceu militar, deci nu aveam încă 18 ani. Și a fost un sentiment cu totul special, adică vă mărturisesc că am simțit acest legământ special pe care îl presupune jurământul și, sigur, toate etapele ulterioare mi-au confirmat această trăire prin militarii, în termen pe care aveam în pluton și care la rândul lor, nu cu fiecare contingent, treceam cumva prin aceeași etapă, dar fiecare lucru, fiecare etapă era cumva altfel și totuși militarii aceia trăiau cu o intensitate extraordinară momentul de punere. Am să folosesc, am să exploatez, am să vă șantajez cu expresia trăiau cu o intensitate aparte, pentru că e cazul de 25 octombrie să fac o dezvăluire telespectatorilor care văd prima dată pe invitatul meu, pe colonelul dr. Florin Șperlea, care este jurnalist militar, redactor șef la Observatorul Militar. Purtam discuții când eram la Trustul de Presă și nu numai unui asemenea dialog, în calitate de director al Trustului de Presă, l-am trimis în Afganistan. Și acolo am dispus ca să îi se facă o legătură telefonică. Legătura telefonică pentru ora armatei a fost extrem de emoționantă și este meritul său, pentru că a spus, redau din memorie cuvintele, sunt ale mele, sunt în poligon, aici, în Afganistan, militarii români trag cu armamentul americanilor, militarii americani trag cu armamentul românilor, este o atmosferă aparte. Greșesc, Florin Șperlea? Nu, așa a fost. Mi-am amintit de moment, pentru că era și prima mea deplasare într-un teatru de operații. M-am aflat atunci și, într-un fel, acum pot să vă spun că vă sunt recunoscător, m-am aflat acolo cu primul operator al studioului cinematografic al armatei plecat într-un teatru de operații după al doilea război mondial. Este vorba de Gabriel Cobasnian. Gabriel Cobasnian și-a filmat secvențele pentru ceea ce avea să devină un film despre primii doi căzuți în primii doi militari români căzuți la datorie. Au fost împușcați mișelește din spate de un soldat afgan. Și Gabriel Cobasnian a deschis cumva în studioul cinematografic al armatei această frumoasă tradiție pe care noi o avem în privința studioului din 1916 și dacă îmi îngăduiți, fiindcă vreau să vă spun acum lucrul acesta, chiar ieri șeful studioului cinematografic al armatei, care a realizat un film despre Smaranda Brăescu, un film numit Mândița, foșnetul de mătase, a obținut la Varșovia, în Polonia, sabia de bronz, deci un meritoriu premiu, care iată în continuare se adaugă celor
celorlalte ale studiului cinematografic al armatei. Conducerea postului 6TV a avut o frumoasă inițiativă și a făcut un demers, inclusiv prin dumneavoastră, ca periodic, când acceptă trustul de presă al Ministerului Apărării Naționale, în condiții legale, să furnizați și postului 6TV acele imagini de ultimă oră, cum sunt și aceste filme, menite să-i arate telespectatorului realitatea armatei de astăzi. Vom face cu siguranță locul acesta. Chiar mulțumesc pentru această posibilitate și sunt convins că și telespectatorii vor reuși să aprecieze, fiindcă este o producție cinematografică importantă și care chiar merită vizionată la 6TV. Domnule Sebastian Rusu, ați purtat vreodată uniformă militară? Nu. Nu am avut șansa, fiindcă în 2000, când am terminat liceul, am dat la facultate și armata nu mai era obligatorie, iar când am terminat studiile universitare, deja intrasem în NATO, România era parte integrantă în NATO, membru cu drepturi depline, iar serviciul militar nu a mai fost obligatoriu și nici nu am avut oportunitatea atunci. V-am întrebat pentru că în primul meu an de ofițer, la un moment dat am comandat un pluton de militar cu temeri redus. Reușiseră la facultate și până să înceapă cursurile, urmau câteva luni de zile, aproape un an, mai puțin vara, cursurile în armată. Și acolo am avut o experiență interesantă. Periodic se făceau patrule prin oraș, era vorba de municipiul Timișoara. Și a fost prima dată când mi-aș fi dorit să am lângă mine nu niște teriști, ci niște militari din forțele speciale. Pentru că prin natura unor împrejurări bachice ale unor tineri s-au legat de cei doi care erau cu mine, ei fiind viitori studenți, fiind foarte finuți așa ca dumneavoastră, se purtau ca domnișoarele. Și tare mi-aș fi dorit niște militari din aceea ca la poliția militară care să fie mai exigenți cu interlocutorii care nu sunt atenți cu conduita civică. Dar vreau să vă întreb ceva foarte serios. Cum priviți dumneavoastră acele materiale care apar din când în când în presa română și care denigrează sub orice pretext organismul militar românesc? Deci aș vrea să vă spun un lucru. În ultimul an am observat că mai subtil, mai pentru cine cunoaște mediul online și presa, care de astăzi este mai mult în spațiul acesta online, mă refer rețele de socializare, site-uri, Facebook, asistăm la un război hibrid, a spune, de plasare de fake news-uri, știri false, și se face o propagandă subliminală un pic cu tentă rusească, care are un... Ați putea renunța la cuvintele un pic. Da, renunț. Ideea este că nici nu putem... Știți prea bine că în mediul online ori acționează pasionați care au anumite preocupări, ori sunt oameni foarte bine plătiți. Dar, într-adevăr, sunt în spațiul acesta est sovietic și am scris foarte mult și pe Republica Moldova, într-adevăr, acolo s-au făcut neapărat descoperi. S-au făcut o investigație și s-au descoperit o rețea de troli ai domnului Vladimir Putin, care într-adevăr au fost plătiți și sunt plătiți să acționeze în tot spațiul acesta pentru a crea mici disensiuni și a destabiliza. Mici disensiuni la început? La început și apoi se pot crea falii în ceea ce înseamnă transmiterea unor informații false, a denatura anumite realități și de ce să nu lovească în armata română, care... Armata română este într-un moment foarte important, aș putea spune. Apropo de momentul foarte important, postul public de radio a difuzat astăzi o declarație a Ministrului Apărării Naționale, Mihai Fifor, și vreau să-mi spuneți opinia dumneavoastră, și este primul ministru al apărării care recunoaște că flota navală românească este o glumă în raport cu dotările flotei militare ruse care este la Sevastopol. La fel avem deficiențe în apărarea spațiului aerian. Această franchețe mie mi-a plăcut. În definitiv, cu cât un oficial de rang înalt spune pe limba celor mulți adevărul, lumea înțelege că nu numai că armata nu e un moft, dar dacă nu ai o armată puternică, riști să vorbești și altă limbă, limba unui stat vecin. Corect. Domnul ministru al apărării, Mihai Fifor, într-adevăr, am văzut astăzi declarația dânsului, este o poziție oficială, o poziție argumentată, aș putea spune, fiindcă, într-adevăr, dânsul a reluat
în timpul dezbaterilor la adunare, recent s-a încheiat la București adunarea parlamentară a NATO, unde s-au discutat foarte multe lucruri legate de viitorul euroatlantic și de dimensiunea apărării și elementul principal au fost și România, Polonia, țările baltice, mă refer la statele care suntem în prima linie în fața Rusiei și a tot ceea ce înseamnă Rusia în momentul de față. A spațiului răsărit. Exact, e sovietic. Noi suntem în prima linie și fiind în prima linie în acest joc geopolitic, este un joc geopolitic într-o continuă mișcare în acest spațiu, noi suntem jucători foarte importanți în acest coridor între Marea Neagră și Marea Caspică și în această regiune euroasiatică. Într-adevăr, dânsul a punctat un lucru foarte important. Avem nevoie de 4 corvete, avem nevoie să modernizăm distrugătorul Mărășești, avem nevoie să achiziționăm în continuare avioane F-16, să dezvoltăm cu parteneri americani și cu parteneri din spațiul european, în baza unor oferte certe, acorduri de mentenanță, să dezvoltăm tot ce înseamnă rachete sol-solar cu rază lungă, rază scurtă, echipamente, tot ce avem nevoie și, în primul rând, aș vrea să subliniez un fapt. După, în această perioadă pe care eu încă o consider de tranziție de la comunism la post-comunism și la un regim de consolidare a democrației, ne-am distrus industria de apărare. Cel mai mare eșec, aș putea spune, la acestor guvernări succesive, nu putem să acuzăm un partid, un singur partid, ci toate partidele și toți oamenii politici au o mare vină, că au permis distrugerea industriei românești de apărare, care, așa cum a fost, era o industrie care avea un întreg complex. Mă refer și la parte de cercetare și la oameni care, într-adevăr, puteau să își aducă să aducă o plus valoare și științifică cât și practică în ceea ce înseamnă această industrie. Recent am citit... Îmi place pledoria dumneavoastră și o să vă fac surpriza să vă invit și în emisiuni în care aici vor fi și au mai fost ingineri militari, azi în rezervă, care au date fascinante vis-a-vis de puterea reală a industriei de apărare până în 89. Mi-aș dori foarte mult să mai pot participa la asemenea dezbateri, fiindcă am citit recent niște volume de documente dedicate industriei românești de apărare și mi-a făcut o impresie pozitivă și totodată am rămas, nu pot să zic un gust amar, ci cu o supărare în suflet, fiindcă dacă mai păstram ce aveam la momentul anilor 90 și dacă mai și în 98 eram în liceu, dar mi-aduc aminte foarte bine cum Bell Helicopter a venit cu o propunere să facem un agreement ca noi să putem dezvolta acele elicoptere. Oare dacă astăzi din 98 până astăzi, în acești ani, aveam acele elicoptere? Cum? Poate era alta situația, poate eram mai jucători decât suntem astăzi. Ceea ce a subliniat și mie, pot să spun că este un lucru pozitiv al factorului politic aici, în ceea ce înseamnă armata română și viitorul acestor oameni, că armata va rămâne o instituție care nu va fi niciodată, nu cred că va fi blamată de opinia publică, ci din contră vor veni foarte mulți tineri în rândurile ei. Aceasta este părerea mea. Și, într-adevăr, prețul stabilității și al securității, că am participat la multe dezbateri și avem foarte mulți analiști pe informații, pe intelligence, pardon, că așa se cheamă în ziua de azi, și pe doctrine de apărare, care nu înțeleg un lucru. Dacă vrei să ai securitate, trebuie să oferi securitate. Ca să poți să obții securitatea, în primul rând, nu poți să obții munca fără sacrificii. Pot să vă pun o întrebare care e aparent retorică? Da. Nu vi se pare că ar fi normal să nu-și mai da doctoratul în științe militare decât cei care au purtat uniforma militară? Iar cei care au atâta dragoste față de zona de informație extrem de utilă, să se ducă la Academia de Resort. Da, într-adevăr, avem o problemă și nu numai legată de doctoratele în științe militare sau științe informații, inteligență sau alte ramuri științifice, în ghilimele, avem o problemă endemică a societății românești, aș spune, atât a instituțiului de învățământ, cât și a ceea ce înseamnă azi raportul între instituții, mediul politic, mediul de business și societatea în ansamblul ei. Aceasta este o piramidă, dar încă noi nu am stabilit acea piramidă de valori, de instituții, de oameni și nu ne lipsesc criteriile. Noi nu mai suntem, vorbesc în numele meu, nu mai suntem exigenți față de noi înșine. Nu mai avem timp să analizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru și nu mai putem să avem o liniște în a lua niște decizii și a analiza ce se întâmplă cu mine ca individ, ce se întâmplă cu colectivitatea, cu grupul unde eu lucrez, unde eu trăiesc. Ne lipsește spiritul acesta și acest lucru deunează. Mă refer că în următorii ani
se va pune problema, nu neapărat să ne întoarcem către revalorificarea trecutului glorios al istoriei, cum astăzi încearcă foarte mult să denatureze și istoria și faptele istorice, că într-adevăr noi am fost buricul pământului, scuzați-mi exprimarea, în istorie, dar avem nevoie de modele și de exemple. Iar aceste lucruri le putem găsi în tot ceea ce s-a întâmplat în istorie și, cum a spus și colegul nostru, domnul colonel Florin Șperlea, ce s-a întâmplat și cu bătălia de eliberare a Careiului și tot sacrificiul. Că... Apropo, domnule colonel dr. Florin Șperlea, ce-i mâna în luptă pe soldații români care eliberau Careiul? N-aveau televiziune, primeau puține ziare care veneau pe front, informațiile le aveau numai de la ofițeri, atâtea că le aveau, simțeau în spate, în stânga, în dreapta răsuflarea sovietică, în față aveau un inamic înverșunat care până la capăt a fost cu Adolf Hitler, până la capăt Ungaria a fost cu Adolf Hitler și uite niște minți luminate de azi din Paris și Berlin acest lucru, ba chiar și de peste ocean. Ce-i mâna în luptă pe acești militari anonimi? Ion, Ștefan, Petre? Da, este bună întrebarea, pentru că la fel, dacă e să facem așa o paralelă, la fel aceeași întrebare se poate pune pentru primul război mondial, mai ales pentru momentul 1917, glorioasele momente din Triunghiul de Foc al Moldovei. Aici avem o situație care este în bună măsură generată de un anume tip de evoluție a războiului în Est. Totuși, bună parte din informațiile de care noi dispunem pentru vara 1944 arată că militarii erau din ce în ce mai puțin convinși că poate exista o victorie, că este posibilă o victorie. Știți cum e în război în general, atunci când ești în ofensivă și lucrurile merg bine, moralul militarilor este destul de ridicat. Când mergi din înfrângere în înfrângere, lucrurile sunt destul de grave, mai ales pentru moral. Și era evident că o schimbare importantă ar fi putut să refacă această încredere în forțele proprii, pe de-o parte, iar pe de altă parte să se revină într-un fel la ceea ce au crezut, vedeți, inclusiv în 1916, la intrarea României în primul război mondial, a prevalat această presiune a societății românești pentru intrarea în război de partea Antant, tocmai în ideea de a fi eliberată Transilvania, de a intra și de a obține acest pământ care nu conține ceea ce spunea foarte frumos un poet, meca românilor. Adică Transilvania a fost mereu un vis, un moment, o provincie dorită și pentru care orice sacrificiu era prea mic. Deci din acest punct de vedere, poate este reprezentativ inclusiv cazul disputei dintre generalul Iosif Iacobici și Antonescu, pentru că a existat în permanent în atenția statului major, mare stat major la vremea respectivă, statul major general, a existat mereu în atenția acestui for de gândire militară și de conducere a armatei preocuparea de a păstra un efectiv destul de important de militar, tocmai ca la momentul potrivit să poată fi validat dictatul de la Viena din 30 august 1940, așa încât, vedeți, inclusiv la cel mai înalt nivel de gândire și de conducere a armatei, se punea problema unui într-un viitor previzibil, iată, el avea să se întâmple în septembrie 44, se punea problema, deci, păstrării unor efective importante, tocmai pentru ca, la momentul potrivit, Transilvania să fie recuperată. De altfel, Antonescu a intrat în război și trebuie să o subliniem de fiecare dată, pentru că sunt unii care spun, ei bun, România s-a alăturat germanii naziste, adică acestui regim nazist îndelung criticat după al doilea război mondial, pe bună dreptate de altfel, dar România s-a alăturat germanii naziste pentru că Germania nazistă este cea care controlează, de fapt, continentul european în 1940, mai ales în 1940, și obiectivele României sunt în convergență, cum s-a întâmplat și în alte momente ale istoriei noastre. Obiectivele României, ca un
un stat mic, au fost mereu în convergență cu ale marilor puteri sau ale unei puteri care pe continentul european cel puțin poate să decidă. Asta s-a întâmplat și atunci. Antonescu a intrat în război pentru recuperarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord și spera că printr-o aliant, printr-o bună cooperare cu Germania, va obține și anularea dictatului de la Viena. Așa, dar Transilvania a reprezentat pentru toți un vis care, în cazul iată, în toamna lui 44, trebuia eliberată de hortiști și, lucru foarte important, a fost un respiro, câteva momente de respiro între ceea ce se întâmplase în Est și ceea ce se întâmplă în Vest, care totuși trebuie puse și pe seama alăturării unei armate care, sigur, prin performanțele ei, totuși armata sovietică, să nu uităm, pentru perioada 43, 44, 45 are performanțe admirabile, nu doar în tehnică de luptă, dar și în modul în care conduce operațiunile pe câmpul de luptă. Deci militarii s-au simțit din nou într-o postură, sigur, cu episoade particulare, că ne amintim de Oarba de Mureș, și Oarba de Mureș este o tragedie, tragedie și pentru, mai ales pentru noi, pentru armata română, dar cu episoade de cooperare destul de interesante, care le-au redat încrederea militarilor români că, iată, se poate obține victoria pe câmpul de luptă. Într-un dialog purtat cu generalul Constantin Degeratu, acesta îmi spunea, în cadrul unei emisiuni la 6TV, să nu se uite faptul că nu au fost făcute încă judecățile necesare pentru crimele hortiste. În mod paradoxal, în timp ce naziștii prin liderii lor au plătit, unii europeni care sunt la vest de România vin în Transilvania și ridică monumente care întinează memoria înaintașilor noștri care au avut de suferit sub regimul hortist-fascist. Acum nu mi-am spus adevărat că și rușii au reușit performanța într-o localitate din Transilvania să ridice un monument unui ofițer sovietic care era de fapt acuzat de tot soiul de atrocități. Lucrurile acestea se întâmplă, din păcate. Sigur, nu fac niciun fel de comparație, pentru că ce s-a întâmplat la Ipt, Trăznea și în alte localități este ceva cu adevărat oribil. Trebuie să vă spun tot așa legat de, fiindcă întrebarea noastră era foarte importantă, ce anume i-a mânat în luptă, fiindcă, vedeți, chestia asta are consecințe și la nivel militar, dar și politic. Deși 25 octombrie 1944 înseamnă eliberarea, nu cum s-a spus, ultimei brazde de pământ românesc, această eliberare, de fapt, a fost asociată cu două importante schimbări, și anume că, deși armata română a participat la eliberarea Transilvaniei, sigur, alături de armata sovietică, dar autoritatea statului român n-a existat în aceste provincii, pentru că Uniunea Sovietică practic a preluat acest spațiu al Transilvaniei pe care l-a controlat prin administrație militară sovietică, și Transilvania în sine a fost un joc pe care Stalin l-a practicat, al minteri, sigur, trebuie să o spun, destul de inteligent, pentru că în Convenția de Armistițiu din septembrie 1944 se preciza că Transilvania, cu o paranteză, sau cea mai mare parte a ei... O paranteză introdusă, o paranteză, de Petridu Albion. O paranteză importantă însă, pentru că paranteza aceasta, sau cea mai mare parte a ei, lăsa această posibilitate ca și Ungaria să poată beneficia de o părticică din Transilvania. Un șantaj subtil pe care Stalin l-a sigur, nu uitați că în momentul în care se întâmplă această convenție, Ungaria, exact cum ați spus foarte corect, Ungaria este în continuare aliatul Germaniei naziste, continuă să lupte până la capăt, deci Stalin spera ca prin această formulare să determine o schimbare de tipul 23 august 44 și la Budapesta, ceea ce nu s-a întâmplat, dar important este că până la urmă a folosit această ambiguitate în martie 1945, atunci când la nici două zile de la instaurarea guvernului, prin forță, cum știm, prin pumnul în masa lui Vâșinski, la nici două zile de la instaurarea guvernului Petru Groza, Transilvania a revenit ca prin minune statului român. A fost un fel de cadou pe care efectiv Stalin l-a făcut noului regim procomunist al lui Petru Groza. Și o palmă dată Budapeste, în mod evident. Dinamic până la, sigur, capitulare. Exact. Iar conferința păcii avea să confirme până la urmă această decizie pe care Stalin o luase în martie 1945 pentru a consolida autoritatea guvernului Petru Groza. Domnule Sebastian Rus, am avut aici în studio doi invitați,
într-o emisiune care a fost difuzată duminică seara la 6 TV și la un moment dat am întrebat pe doctorul Liviu Serano, pe doctorul Constantin Corneanu și vă întreb acum și pe dumneavoastră, da, dacă în condițiile în care o parte a populației României, un procentaj destul de semnificativ, nu trăiește în societatea bunăstării, ci trăiește la un nivel de pauperitate, ca să fiu elegant, ar fi sau n-ar fi bine să fie reînființată instituția copilului de trupă în armata română? Întâi opinia dumneavoastră și apoi aș dori și părerea colegului Florin Șperlea. Sincer, în opinia mea, cred că această inițiativă ar fi binevenită, fiindcă încă o dată trebuie să repet ideea, acești copii care se nasc și au ghinionul, neșansa de a nu avea o familie, părinți care să se ocupe de dânsii, instituția armatei. Sau chiar dacă au părinți, sunt în localități, da, eu zic, îndepărtate, unde primarii și-au mărit salariile, deși nu mai dau bani pentru benzina ca să-i ducă pe copii cu autobuzul la școală. E revoltător. Și primarii ăștia nu sunt luați de DNA. Astăzi, o să revin și un pic, dacă mi se permite, cu o declarație. Deci, astăzi, premierul a dat asigurări că se vor găsi bani ca primăriile care vor intra în incapacitate de plată să poată să-și financeze cheltuielile locale și, mă rog, cheltuielile legate de administrație și întorcându-mă... Iată-mă, Sebastian, nu pot să nu intervin. După ce și-au mărit salariile? După ce și-au mărit salariile printr-o lege... După ce și-au mărit salariile primarii. Exact, primarii, printr-o, da, lege și care... primăriilor. Nu, și părerea mea este o lege gândită prost, dar întorcându-mă la întrebarea domnului colonel Ion Petrescu, într-adevăr, cred că instituția copilului de trupă trebuie reînființată, fiindcă în acești copii pot să fie viitorii comandanți de mâine, viitorii soldați de mâine și, de ce nu, poate viitorii strategii ai Alianței Nord-Atlantice sau viitoarea, noua dimensiune a Alianței Nord-Atlantice, că schimbările, încă o dată mă repet, suntem într-o lume a schimbării, într-o lume în care războiul geopolitic este, a fost și va fi întotdeauna prezent și în care dimensiunile alianțelor se schimbă nu neapărat peste noapte, că NATO nu se va schimba peste noapte, ci Alianța Nord-Atlantică va evolua cum a evoluat în acești 50 de ani și mai bine și în timpul războiului rece. Da, consider că este o inițiativă lăudabilă care deocamdată trebuie sprijinită. Deocamdată este un simplu enunț de jurnalist. Da, am auzit, a apărut și în spațiu public această idee cu reînființarea instituției, fiindcă da, de ce nu? Sunt copii care poate au chemare, poate li se pare o chestie, nu neapărat, nu trebuie să mergem pe ideea de spectacol. Armata nu este spectacol. Dar poți să... Excelentă afirmație. Armata nu este spectacol. Nu. Este o instituție în care dacă ai chemare sau dacă ai oameni care să-ți ofere un exemplu, poți să aduci o plus valoare. Că nu, în armată, într-adevăr, ai nevoie și de minți luminate, dar ai nevoie și de brațe. La noi cam asta. Asta adică s-a luptător cam... bine. Exact. Existi. Ai nevoie și de brațe, ai nevoie și de creier în spatele frontului și în linia întâi. Am văzut ce zice jurnalistul Sebastian Rusu, să vedem ce spune jurnalistul militar Florin Șperlea. Da, noi am avut instituția asta, n-ar fi chiar o foarte mare noutate. Este adevărat însă că sunt un pic condițiile schimbate. Vreau să vă reamintesc că am avut școala firilor de ofițeri, am avut chiar și copilul de trupă și nu în ultimul rând aș aminti aici felul în care s-a creat primul liceu militar din România, în 1912, Nicolae Filipescu, ministru conservator de război, decide crearea unei școli, unui liceu de fapt, dar cu vârste ceva mai mici decât știm noi că începe astăzi liceul și care a însemnat în bună măsură aducerea împreună într-un spațiu care nu era deloc unul urban, deci într-o zonă izolată cumva, tocmai pentru a le oferi un tip de educație spartană acestor copii. Liceele militare există și astăzi, de la 14 ani, cei care doresc optează. Sunt 4 licee militare oarecum așezate în provinciile istorice. Dar să nu uităm realitatea că a devenit concurența atât de mare la licee și nivelul copiilor trimiși la licee a fost atât de mare încât s-a ajuns la situația că numărul fetelor depășea numărul băieților, nu? Da, la admiterea de anul acesta... Bătrânc un pic, da, pentru că avem această imagine pe ecran, este chiar momentul în care regele Mihai, alături de alte oficialități,
marchează momentul în care Transilvania, pământ românesc, exact. Deci este o fotografie care, dacă nu mă înșel, că nu văd exact până acolo, este fotografia de la Cluj, când regele participă la această ceremonie de preluare a Transilvaniei. Privind această imagine, administrația românească, îi urăm majestății sale, regele Mihai, chiar din martie 1945, la împlinirea vârstei de 96 de ani. Multă sănătate, indiferent care sunt opiniile noastre privind rolul său jucat în istorie, este singurul conducător de stat din cel de-al doilea război mondial rămas în viață și inclusiv faptul că a revenit în Elveția, unde se află alături de cei care constituie cercul său de apropiați, arată o modestie mai rară la nivelul politicienilor din România. Să continuăm. Și astăzi este ziua lui. Da, i-am spus la mulți ani, cu împlinirea vistei de 96 de ani. Exact. Vreau să vă spun însă că, pe de altă parte, există niște reglementări, sigur România este parte integrantă a Uniunii Europene și există niște reglementări cu privire la expunerea copiilor, la ceea ce înseamnă instrucție, armament, violență și s-ar putea ca aici să avem oarecare dificultăți. Eu nu cred neapărat că un copil de trupă este intrat, iată, într-un asemenea tip de organizare instituțională, este neapărat expus psihic la tot soiul de agresiuni, doar pentru simplu fapt că ține o armă în mână sau că o vede cum arată și nu înseamnă cu necesitate că va fi un criminal, căci există și asemenea opinii, trebuie să vă spun. Ok, mai avem câte 90 de secunde de fiecare invitat. Mesajul jurnalistului Sebastian Rusu către militarii români, către familiile militarilor români, îndeoseb către familiile celor care se află acum în misiunea peste hotare. Le pot ura un sincer la mulți ani, sănătate și să aibă încredere în instituția armatei române și în țara noastră, în viitorul României. Fiindcă cu toții trebuie să ne gândim la viitorul acestei țări și inclusiv la viitorul nostru. Dacă nu vom fi capabili să votăm cum trebuie, într-o anumită logică, e posibil să pierdem stabilitatea și securitatea, fiindcă este foarte important ca cei 2% care au fost acordați din PIB-ul României în zestrării armatei române să meargă unde au fost alocați acești bani și în viitor să continuăm această operă. Această întărire exact, națională. Exact, exact. Finalul vă aparține, domnule colonel dr. Florin Șperlă, redactor șef al Observatorului Militar. Eu le spun la mulți ani camarazilor în activitate, în rezervă și în retragere, care au slujit sau slujesc țara sub drapel. Din nou, n-am să uit pe civil, pentru că sunt parte integrantă a armatei române și contribuie fiecare în parte la ceea ce înseamnă dezvoltarea instituțională astăzi. Mă gândesc la cei din teatre de operații, pentru că acolo fac lucruri extraordinare și sunt prețuiți de partenerii noștri, în special de militari americani, dar și de ceilalți, și le doresc să se întoarcă cu bine acasă și mai ales doresc ca totuși despre armata română să se poată vorbi la superlativ de fiecare dată, atât în ceea ce privește echipamentul, înzestrarea și gândirea pe termen lung cu privire la ceea ce a însemnat cu adevărat această instituție în istoria României. Mulțumesc frumos conaționalilor Florin Șperlea și Sebastian Rusu pentru prezența complementară, în același timp ofensivă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru simplul motiv că urmărind această emisiune vă păstrați credința în tăria armatei române. Este o tărie sufletească, o tărie care nu poate fi cu nimic minimalizată de furtuni geopolitice trecătoare. La mulți ani armatei României!